Am mai cumpărat o mașină. Am prea multe mașini. Da, mașinile alea mai scumpe o să le vând. Asta am luat-o pentru altceva. Doar că nu pot să vă spun în acest episod, vă spun în episodul următor. Până în episodul următor, vreau să vă prezint ce am cumpărat. Un Seat Ibiza 1.2 TDI în 3 cilindri de 75 de cai putere. Ecomotiv cu start-stop. DPF, EGR, sistem de injecție Common Rail. Are 228.000 de kilometri, nu știu dacă e real sau nu. Am băgat mașina pe car vertical și erau 2 de kilometri care corespundeau cu ce e în bord. O să vă las câteva cadre din raport și nu uitați să vă verificați orice mașină înainte de a o cumpăra cu car vertical. Și folosiți codul 99 Vehicles pentru o reducere de 20%. Mașina asta a costat fix 3.000 de euro. Atât m-a costat, 3.000 de euro. Am luat-o din Cluj. E într-o stare decentă. Îi mai văd multe, multe defecte. Să vă spun sincer, de la cine am cumpărat-o era un urmăritor. A fost foarte ok. Mi-a dus mașina, practic am luat-o fără să o văd, în realitate înainte. Singura mea dezamăgire de până acum este că are mai multe defecte estetice decât mă așteptam. Adică, bară, bine, mă pun așa să-mi spadă număr de matriculare, bara e zgâriată, asta acum o văd că e ciobită, tripla. Pe plafon am văzut că de asemenea e zgâriat, aici a dat rugina, acolo a dat rugina, acolo a dat rugina pe toată rama asta de aici. Parabrizul este fisurat, spart, dar e ok că nu intră în câmpul de vizibilitate, uite, unde nu bagi trecătoarele, deci e admis la ITP așa cum este, nu o să-l schimb, mai ales că nu m-a plecat fisura. Farurile parmătuite, anvelope de iarnă care sunt uzate și nu-mi plac, din fericire sunt dimensiuni mici și o să iau 4 anvelope noi. 4 anvelope noi sunt vreo 700 de lei, ceva brand mai nou, mai low cost. Vreo 900.000 de lei am văzut că sunt cele de Ibiza, care sunt mai ok. Pe spate avem tambur, pe față avem discuri, evident. O să-i schimb plăcuțele, e nevoie de un set de plăcuțe. Nu știu, în rest am văzut că nu are erori. Asta e mătuit. Și na, multe defecte de vârstă, normal, are 14 ani. Făcând o comparație cu BMW-ul meu care tot are 15 ani, e de aceeași vârstă, îmi dau seama că a fost mai întreținut la viața lui. Alte urme de rugină, pietricele pe aici. La interior am văzut că scaunele sunt arse cu țigara, ăsta a fost ars, ăla e uzat. În spate par mai în regulă, pentru că mașina fiind în două uși, aparent nu a stat foarte multă lume în spate. Și acum că tot a venit vorba, de aici se dă bună. Bam, bam, bam și te pui în spate. Ia să vedem. Au. Și te pui aici. Da, ia să vedem. Dacă fac așa, nu stau prea bine, cam genunchi în lateral. Ok, pun așa, noi nu pot să stau. Bine, e scaunul foarte în spate, dacă îl dau un pic mai omenește, mai încolo, probabil că stau mai bine. Dar, da, aici au loc eventual doar copii. Plafonul văd că e foarte murdar. Și cam atât, exceptând astea două rupturi și plafonul că e murdar. Și acolo că, da, e rupt, acolo e ars. În rest, eu, și bine, asta e foarte zgâriat, schimbătorul de viteze, în rest, la interior e decent. Consumă 2.8 dacă mergi economic, fără AC-ul. Când eram în facultate, erau aceste mașini cu 1.2 TDI, motor pe care îl regăsim evident și pe Polo, și pe Fabia, și pe Ibiza. Nu s-a făcut foarte mult timp, pentru că după aia s-a trecut la 1.4 TDI și ulterior la 1.6 TDI.
nu e, cum să zic, după ce că detest motoarele în 3 cilindri și nu sunt fan diesel, combinația asta diesel în 3 cilindri este absolut moartea pasiunii. E... Am pus și un reel mai devreme. Moartea pasiunii. Dar de consum este extraordinară. Băiatul care a venit cu ea de la Cluj a scos un consum de 4-4 până în Vâlcea, asta având la bază autostradă, aer condiționat, na. Și am mers noi cu mașina, ne-am fățăit, am resetat consumul. Dacă mergi încet, acapaca și oprești AC-ul, o să scoți consumuri între 2,8 și 3,7, așa. Deci 3,2, 3,3, 3,4 scoți lejer, mers economic. Deci dacă te interesează să scoți efectiv, vrei doar consum, cu un consum cât mai mic, mergi cu a patra cu 60 în limite legale, nu, 50-80 limite legale și scoți consum de sub 3, ceva, scoți consum de benzină hibrid. Și acum știu că o să comenteze oameni, aha, deci poți cu un diesel de acum 15 ani să scoți consum ca la o mașină nouă hibrid, aha, deci astea hibrid sunt degeaba. Nu, pentru că asta, ca să scoți aceste consumuri, trebuie să mergi foarte încet, are vibrații, e mică, e ușoară, nu ai spațiu, iar, nu știu, cu o Corolla sau cu o mașină hibrid de ultimă generație, scoți consumul ăsta la un mers mai relaxat. Poate nu 3,2, dar 4% scoți la un consum, la un mers destul de relaxat. Mai degajat, să spun. Dacă mergi în aceleași condiții, eu am reușit când am avut Corolla să scot din Vâlcea până la aproape de Bâlea, de Bâlea Cascadă. Am fost chiar până la Bâlea Lac și înapoi. Climă, bagaje, 3 persoane, am scos 3,3. Mă rog, asta e o paranteză. Mașina când a fost concepută a vrut să fie o variantă foarte economică. Cred că este printre cele mai mici motorizări diesel pe care le regăsim în industria auto. Un alt motor mai mic pe care eu îl cunosc diesel este cel de pe Smart-uri. Smart 0809 diesel, zic bine? 08. Bun. Care și ăla, cred că are consumuri bunicele, dar dacă te-a pus să o alegi, cred că tot undeva la 5 te ajungi până la urmă. Dar în afară de cel de Smart și ăsta de 1.2 TDI, și bănuiesc că așa tot în 3 cilindri. Din grupul VAC, cu siguranță, ăsta e cel mai mic motor diesel. Cel mai mici motoare din grupul VAC sunt cele, știți foarte bine, 1.0 MPI, 1.2 MPI, 1.4 MPI, 1.6 MPI, 2.0 MPI, nu s-a scos de mult, și după aia avem variantele supraalimentate sau cu injecție directă. Și supraalimentate și aspirate. Deci, ca diesel, la VAG știți că avem 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI pe A4, pe Passat, pe A6, generație mai vechi, 3.0 TDI, avem 3.3 TDI pe A8, era 3.3 TDI V8 și bineînțeles 4.0 TDI care a fost pus mai de mult pe A8, după aia 4.2 TDI, 5.0 TDI pe Touareg și pe Phaeton. Da, 4.0 TDI care s-a pus acum din nou pe Touareg, Q7, adică SQ7, Porsche Cayenne și Bentayga. Pe Bentayga s-a pus 4.0 V8. Nu se mai pun acum. Și am avut desigur 6.0 TDI pe V12. Deci Vago a avut de la 1.2 la 6.0 TDI, 6.0 fiind cel mai mare, pus doar pe Q7 și experimental pe R8. Și la capătul opus avem 1.2 TDI în 3 cilindri. O mașină care, exact cum a spus și fostul proprietar, punctul forte la această mașină este consumul. Și că e mică, e ok de oraș. Și ce m-am uitat eu în program, are costuri mici. Mici, adică 90 de lei plăcuțe, 600 de lei toate 4 anvelopele. E 4.400 de lei un filtru de particule nou-nouț, original, OE, Volkswagen. Este 1.300 de lei un EGR OE, turbina nu știu cât o costa, injectoarele în jur de 1.500-1.800 de lei. Bine, la prima vedere par scumpe raportat la cât e mașina, dar țineți minte că am făcut clipuri în trecut, un DPF costa de Mercedes, de 2.2 diesel,
mi-a cerut mai de mult cineva un preț, era undeva, acum ceva timp, 20.000 de lei. De-aia zic, fiind un motor mic, un DPS mai mic, nu mi se pare scump. Asta o e, că dacă le aftermarket este și mai ieftin. Deci are piese ieftine, are piese ieftine. Dacă nu-ți place 1.2 TDI-ul, am văzut că există inclusiv variante de 1.2 benzină, 1.4 benzină, 1.6 benzină. Ia hai să ne gândim mașina asta, cum e cu 1.6 MPI de 102 cai. Eu am avut A3 1.6 102 cai și era ok, era decent. Asta e mai ușoară, e mai mică. Deci eu zic că cu un 1.4 sau mai ales cu un 1.6 benzină, mașina asta e destul de sprintenă. 1.2 TDI nu, e leșinată. Deci n-are cine să tragă. Ai vibrații, nu ai performanțe, dar ai costuri mici și un consum foarte bun. Și scopul acestei mașini, după cum v-am promis, vi-l spun în episodul următor. Ne auzim!